Luna, la Radio România Brașov FM. Weekend împreună la Radio România Brașov FM continuă, vă spuneam, cu o nouă surpriză și noi invitații care, ce să vedeți, v-am spus, vin direct, dar direct de pe pista de alergare. Vom reuși să facem cu siguranță emisiunea pentru că sunt niște sportivi de performanță. Stai să vă spun numai despre cine este vorba, că vă veți da seama imediat că nu, sunt imbatabili. Așadar, alergătul pentru ei este Crossul Hospice Casa Speranței, iar alături de mine, în studio chiar acum, sunt președintele onorific Gaudea Mus Radio România, ediția Brașov 2023 și președinte al Uniunii Scriitorilor Filiala Brașov, domnul Adrian Lesenciuc. Bine ați venit la noi! Bună ziua, bine v-am găsit! Și colega mea, draga mea, Nicoleta Ghișa, Lavinia Nicoleta Ghișa, care este de această dată și reprezentantul Departamentului de Studiouri Teritoriale din cadrul Radio România pentru Gaudeamus, această ediție atât de frumoasă petrecută la Brașov, dar aleargă și în numele Radio România Târgu Mureș, manager acolo. Bine, ai revenit în studioul nostru, Nico. Bun găsit, dragii mei. Mă bucur foarte mult să fiu astăzi aici după ce am alergat, am făcut o cursă de 11 km alături de președintele Uniunii Scriitorilor, domnul Adrian Lesenciuc. O adevărată onoare și bineînțeles că am fost foarte motivată să termin această cursă. Să nu mă fac de rușine. Deci principalul mod de a câștiga orice este să te prezinți prima oară. De prezentat v-ați prezentat. Cum v-ați prezentat de la excelent în sus? Așa aș zice, că de la excelent în sus, la nivelul nostru de alergare, desigur. Oricum, cu inima deschisă, chiar am alergat cu inimioara pe care am primit-o de la Hospice Casa Speranței. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar în kitul nostru de participant... Dacă o ridici un pic mai sus, chiar se vede bine. În kitul nostru de participant era și această inimioară care însoțea o scrisoare foarte frumoasă din partea echipei Hospice Casa Speranței și aici scrie în interiorul inimioarei, scrie: doar o inimă mare poate alerga pentru o speranță. Mulțumim! Ce frumos! Și noi mulțumim! Chiar ne-am bucurat, am alergat cu inima deschisă, chiar mi-am pus această inimioară aici pe piept ca să se știe că alerg cu inima deschisă pentru Hospice Casa Speranței și desigur alerg cu inima deschisă pentru cauze atât de nobile, pentru că îmi doresc foarte mult să fie ajutați oamenii care au probleme și sunt în îngrijire paliativă în cadrul Hospice Casa Speranței. Foarte frumos, uite, să știți că îmi rămăsese titlul pe pagina noastră de Facebook, suntem și live acolo video, cine dorește să vadă niște alergătorii care vin direct de pe pistă la noi în studio, puteți să intrați acolo și rămăsese titlul de la precedenții noștri invitați, care, ce să vedeți, din câte am înțeles, au fost concurenți, așa este? De la Brigada 2 Vânători de Munte, am înțeles că au fost participați și din rândul lor. Au fost, din păcate n-am putut să-i distingem pentru că majoritatea participanților poartă tricouri verzi, așa cum și domnul profesor, doctor universitar Adrian Lesenciuc este cu tricoul verde. Eu nu l-am luat pe mine din două motive, n-o să le spun aici. Da, dar sunt la fel de verde și proaspătă în acțiuni. Foarte frumoase tricourile și mi se par extrem de sugestive, mai ales că au mesajul pe ele, aleargă tu pentru ei. Domnul Adrian Lesenciuc, cum se împacă tot ceea ce ține de carte cu alergatul? Lucrurile ar fi foarte simple în ceea ce privește explicarea lor, pentru că dacă s-ar citi cărțile în ritmul în care am alergat eu, ar fi foarte bine. Ce bine ar fi! Eu cred că ceea ce s-a întâmplat astăzi e de fapt un lucru care ne arată că viața, la fel ca dragostea, se poate împărți fără să se diminueze. Alergând, câștigăm noi în calitatea vieții și câștigă dumnealor, ei, cei pentru care alergăm în calitatea vieții. Prin urmare, acesta este mesajul meu, nu vă speriați de ceea ce ar putea să fie obstacolele de pe traseu. Cu siguranță, dacă vă veți gândi la cineva care are nevoie de ajutorul dumneavoastră, în momentele cele mai dificile de pe traseu, veți putea trece mai departe și veți putea ajunge la linia de sosire bucuroși că ați făcut ceva. Și cred că sunteți exemplele vii a faptului că nu trebuie să fii un foarte bun alergător, așa cum am spus eu la început, ca să ajuți. Categoric.
Evident, evident. Lucrurile acestea se câștigă în timp. Antrenamentul e ceva ce poate fi aplicat atât în ceea ce privește alergatul, cât și în ceea ce privește citirea cărților. Așa este, așa este. Nicu, tu ai făcut o pasiune în ultima vreme pentru a participa la astfel de evenimente. Este o pasiune pentru partea sportivă sau pentru a ajuta? Aș spune că pentru ambele părți. Pentru mine a fost și o terapie această alergare, pentru că așa este viața, uneori mai treci și prin momente dificile și mă bucur că am avut prieteni foarte buni acolo la Radio Târgu Mureș, care efectiv m-au luat de mână și m-au invitat să mă alătur lor în alergare și apoi în cauze, să alergăm pentru cauze din acestea caritabile, cauze sociale. Am alergat la Meseghe Maraton în Apuseni, deja am 3 ani la activ. Am alergat la Roșia Montana anul acesta pentru prima oară și acolo a fost o cauză socială. Banii care s-au strâns au mers la școala din Roșia Montana. Copiii de acolo au nevoie de dotări în clase, au nevoie de cărți, desigur, au nevoie de locuri de joacă și de aceea și noi ne-am alăturat, chiar Radio Târgu Mureș a fost partener la acest eveniment, am fost la Cluj, am alergat și sunt multe, multe alte evenimente sportive. Desigur, și pentru Hospice Casa Speranței nu este prima oară când alerg, deja este al 3-lea an când alerg pentru ei. Până acum am alergat virtual, pentru că au fost anii de pandemie. Și anul trecut chiar momentul acesta de alergare a fost, m-a prins în vacanță, eram în Grecia, am alergat acolo, a fost foarte frumos. Ei, altă treabă când alergi în Grecia. Da, dar pentru ei, adică nici în vacanță, nici în concediu ar trebui să nu ne uităm prietenii, să nu ne uităm sufletul acasă și să dăruim puțin din sufletul nostru și celor din jur și să putem să fim exemple pentru cei care, nu știu, ne urmăresc poate și am putea să dăm un exemplu frumos, să invităm să facă același lucru, poate ai lucruri mai mărețe decât cele pe care le facem noi. Uite, apropo de alergat și de cărți, poate ar fi o idee la un moment dat să ne implicăm într-o acțiune de strângere de fonduri pentru, mai ales pentru bibliotecile din mediul rural, care știm că duc lipsă, ba mai mult, unele unități școlare duc definitiv lipsă de o bibliotecă școlară, poate ar fi o metodă bună. Cu siguranță, sunt convins că s-ar găsi oameni care să alerge sau să facă altceva pentru sănătatea lor și pentru binele celorlalți, astfel încât în final lucrurile să se multiplice. Sunt câteva lucruri pe care le poți face și care înseamnă în esență un bine multiplicat și care nu necesită neapărat. Eu într-un fel mă jenez pentru faptul că sunt acum aici, pentru că nu am niciun merit în acest sens. Sunt lucruri care se pot face și despre care cei care le fac nu vorbesc. Ca de pildă donarea de sânge, care e un gest altruist până la capăt, pentru că nu știi unde ajunge, nu știi pe cine ajută, nu știi cine este cel care beneficiază de pe urma gestului făcut de tine. Prin urmare, îi îndemn pe toți cei care pot face tăcut, liniștit, nu neapărat în fața camerelor televiziunii, să facă asemenea gesturi, să le facă și să le ducă până la capăt și să se bucure de această bucurie de a dărui. Și ce mi se pare mie admirabil în ceea ce se întâmplă acum la Hospice Casa Speranței, faptul că oamenii care au nevoie de aceste fonduri nu mai sunt priviți prin astfel de acțiuni cu acea veșnică milă. Ba dimpotrivă, îi scoate din aria respectivă și introduce într-un mediu normal, într-un mediu al oamenilor care aleargă pentru ei, într-un mediu al prieteniei. Zic eu. Așa este, dar în afară de această primă perspectiva asupra ceea ce se întâmplă și e așa cum a spus dumneavoastră, se mai întâmplă un lucru important. Sunt câteva companii importante în Brașov și în împrejurimile Brașovului, care nu doar că susțin cauza aceasta și diferite alte cauze importante, dar își implică angajații în a participa
Nu contează la care dintre cursele pe care le propune Hospice Casa Speranței să se înscrie, își implică angajații și oamenii aceștia o fac și înțeleg că în spatele întâlnirii cu colegii, în spatele unui efort pe care îl fac în comun, e în esență ceva mult mai mult. E faptul că au un rost în această societate, contribuie la această societate, la binele societății. Preiau ideea dumneavoastră de la început, dacă am citit în ritmul în care ați alergat astăzi, și mă gândesc de ce nu eu aș participa, cred că, la un maraton de citit, în sensul să ne așezăm să vedem cine rezistă cel mai mult. Și acum întrebarea vine către dumneavoastră. Într-o societate în care totul este tehnologizat, în care toată ziua stăm cu aceste dispozitive în mână și în fața noastră, a rezista multă lume într-un maraton al cititului? Eu zic să încercăm. Eu zic, Gaudamusul este un motiv, un moment prielnic, o provocare excelentă pentru așa ceva. Nico, te-ai băgat într-un astfel de maraton? Categoric. Chiar aș da startul, aș începe să citesc. Chiar, uite, apropo de... Cursa de 10K l-a citit? 10K l-a citit, da. La Târgu Mureș este un concurs de citit la bibliotecă în care personalități, artiști merg și citesc pagini întregi. Ce frumos. E o provocare. Da, e un start. Am putea să-l dăm. Cred că domnul Lesenciuc exact. Păi, ar atrage... Acum ne gândim dacă la număr de pagini sau la volume citite ne mai gândim, nu? Vedem. Nu, dar Radio România ar putea să preia ideea, nu? Pentru ediția viitoare de Gaudeamus. Uite ce frumos că ne adunăm aici și să exact. Mai avem și altfel de idei și vom vorbi, cu siguranță trebuie să profit de prezența dumneavoastră aici pentru a vorbi și despre această ediție de Gaudeamus, dar trebuie neapărat să facem o pauză, să ascultăm puțină muzică și să revenim aici pe 93.3 și bineînțeles că invităm și pe cei care sunt deja pe pagina noastră de Facebook să nu plece nicăieri, pentru că ne vor vedea, dar nu ne vor auzi decât după ce vom asculta noi acum Cade Bostani, Like a Dream.
văzut așa ce înseamnă team building în variantă românească, dacă ar fi să ne luăm după celebrul film, însă există, am înțeles, domnul Adrian Lesenciu, și altfel de team building-uri. E adevărat, vestul, și mă refer aici la marile corporații din Germania, Franța, Elveția, cele care investesc în Brașov și în proximitatea Brașovului, realizează diferite curse de lectură, invită scriitori importanți care citesc într-un alt fel de team building în fața angajaților. Prin urmare, un asemenea tip de curs, de competiție, de lectură în care sunt implicați angajații, poate de asemenea să servească unor cauze. Exact. Cu alte cuvinte, deschizându-ne și atât în ceea ce privește posibilitățile minții noastre și în ceea ce privește posibilitățile corpului nostru ca dezvoltare armonioasă, putem să construim asemenea proiecte împreună și eu sunt convins că filiala Brașovului Uniunii Scriitorilor, toți actorii culturali importanți, tot ceea ce înseamnă cultura scrisă din Brașov, ar putea să fie instituții deschise către un asemenea tip de proiecte. Și Radio Așa România. Sunt convins. Așa este. Da. Așa este. Mă gândeam că la Brașov a avut loc acel maraton de poezie în care fiecare venea și citea câte un vers, dacă nu mă înșel, a și fost propus pentru Cartea Recordurilor la momentul respectiv. Cât de astfel de momente este nevoie la momentul actual pentru a promova cititul, pentru a promova cărțile în general, pentru a promova acest mod de relaxare într-o formă sau alta? Păi, în primul rând, faptul că în ceea ce privește, vorbesc de emisiunile broadcast, în ceea ce privește concentrarea atenției asupra unor lucruri care duc la dezvoltarea noastră, asta nu înseamnă nimic altceva decât un câștig. Exact. Asta înseamnă, de fapt, aducerea culturii către ceea ce înseamnă esența ei, adică la nivelul maselor, urmând ca nivelul elitist la care speră unii sau pe care îl iau în considerare alții, doar pe acela, nivelul acela să se așeze ulterior. Dar e nevoie de aducerea culturii în rândul maselor. Este. Și vreau să te întreb, Nico, pentru că așa cu ochii minții, ochii sufletului, am văzut că există o tendință de chiar a fi la modă să citești cărți. Da, este la modă să citești. Chiar eu cu ochiul meu de jurnalist am observat în jurul meu și când călătoresc cu trenul sau, mă rog, în avion, am observat că oamenii au o carte la ei. Da. Da, este îmbucurător și noi observăm și la târgurile noastre de carte pe care le organizăm, atât în orașele în care Radio România are studiouri teritoriale, pentru că acest târg de carte Gaudeamus se desfășoară și la Iași, și la Timișoara, și la Cluj, la Constanța, la Brașov, dar și la București, la Romexpo, acolo este plin de fiecare dată și este îmbucurător, la Craiova de asemenea. Da, am avut ocazia să merg, să particip la deschiderea acestor târguri și m-am bucurat foarte mult să văd, nu că doar vin, eu știu, clase de elevi sau studenți, vin și ei fără să fie grupați, să zic, de un profesor sau, deși este îmbucurător și când profesorii iau această inițiativă să meargă cu elevii la un astfel de târg. Este un mod de a educa, să răsfoiască o carte, să știe ce cărți să-și aleagă, să citească la vârsta lor. Este foarte important să știi să-ți alegi cărțile, să te îndrume cineva la o anumită vârstă să citești un anumit tip de lectură. Așa este. Vroiam de asemenea să întreb dacă am pornit de la o idee, mi-a venit acum în minte, am avut o discuție foarte interesantă cu domnul Daniel Nazare, directorul Bibliotecii Județene George Barițiu, care vorbea despre importanța digitalizării chiar și în domeniul acesta, astfel încât cartea să fie mult mai bine conservată, în același timp să fie mult mai ușor să-l găsești pe Ion Popescu într-o variantă decât cea clasică cu celebra fișă. În schimb, eu întreb dacă se pierde puțin din farmecul cărții clasice în fața celei digitale. În primul rând, aș pleca în a răspunde la această întrebare de la ideea că în ziua de astăzi se citește foarte mult. Din păcate, nu se citește selectiv, se citește în rețele sociale. E adevărat că nu toate rețelele sociale sunt axate pe zona verbală, multe dintre ele sunt doar focalizate pe imagine, dar trecând peste acest neajuns, se citește totuși. Important este să existe
îndrumători culturali, să zicem, oameni care prin ceea ce fac reușesc să atragă atenția prin intermediul mijloacelor de comunicare de masă clasice, virtuale, pentru că în momentul de față discutăm despre Radio România Brașov FM, care emite și clasic și e prezent și în rețele. Discutăm practic despre asemenea persoane care să polarizeze, să ghideze cumva și să-i dirigeze pe oameni cum să citească și ce să citească. Pentru că, într-adevăr, se citește foarte mult. Apoi, în ceea ce privește digitalizarea, lucrurile sunt foarte simple. Brașovul, de pildă, dau un exemplu, Brașovul are un patrimoniu de carte veche extraordinar. Ei, acest patrimoniu este, din păcate, greu accesibil. Prin digitalizare, cunoașterea a ceea ce înseamnă istoria școlii românești din Șcheii Brașovului, istoria Bisericii Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului, istoria bisericilor românești, istoria școlilor din Brașov, istoria Brașovului în ansamblu, pagini importante de istorie literară a Brașovului, de la Coresi încoace și așa mai departe, devin accesibile, pot fi citite, pot fi consultate și utilizate ca atare. Nu mai e nevoie să trecem prin filtrele unor intermediari. În esență, în momentul în care a apărut cartea la 1450, despre ce discutam? Despre faptul că între biserică și simplu lenoriaș exista un intermediar, preotul. Da. Prin tipărirea cărții, acest intermediar n-a mai avut același rol important. În momentul de față, prin digitalizare, se întâmplă exact același lucru. Dispare intermediarul, dispare omul care le știe pe toate. Da, da, da. Care în trecut mie mi se părea că se întrupa chiar și în persoana bibliotecarului. E adevărat. E adevărat, numai că de fiecare dată important este care este misiunea asumată de aceste persoane. Că vorbim de scriitori, că vorbim de bibliotecari, că vorbim de muzeograf sau nu contează. Dacă misiunea lui în mintea proprie este una mesianică, e eronată. Dacă misiunea lui este profetică, aceea de a îndruma, de a-l duce mai departe pe cititori, astfel încât să pătrundă în esență, în mesaj, în proximitatea acestui mesaj, atunci lucrurile sunt minunate. Nico, mă uit acum către tine și ascultându-l pe domnul Adrian Lesenciuc, îmi vine în minte un lucru. Cum rămâne cu situația în care scriem frumos pe internet? Aș vrea și eu o compunere despre toamnă și inteligența artificială ți-o livrează într-un minut și jumătate maxim. Cred că este, cred că este o problemă. Anul acesta am aflat și eu de, și de anumite eu, programe și softuri care îți pot furniza inclusiv teme pe care poți să le incluzi într-o lucrare, exact, într-un articol și apoi cu biografie, cu tot. Da, să-l publici. Este într-adevăr o problemă și sunt bucuroasă că ai ridicat această problemă de față cu domnul profesor, doctor universitar, Alexandru Adrian Lesenciuc, îmi cer scuze, e după alergare și nu sunt hidratată suficient. Trebuie să mai beau apă. Da, domnul profesor a scris foarte multe articole și a muncit foarte mult la cărți. Este o problemă când realizezi că de fapt mai scriu și alții, dar nu le scriu ei, ci le scrie un soft deștept. Exact. Care, nu știu, ți amestecă acolo cuvintele și dai o temă și el știe să-ți facă. Da, este o problemă. Eu sunt mai optimist. Este o provocare sau o problemă? Nu, eu sunt optimist pentru că, unu, nouă ne trebuie de fapt niște norme etice. Odată ce vom avea normele etice, lucrurile vor fi clare. Doi la mână, cel mai cunoscut dintre formele de manifestare a inteligenței artificiale, ChatGPT-ul, e de fapt o modalitate de exprimare la nivel mediu, mediocru chiar. Prin urmare, nu are cum să mă conving. O asemenea scritură mediocră, care ar putea să răspundă la anumite teste la nivelul notei 7, după care discutăm despre faptul că este setat, dacă vreți, din punct de vedere politic, de orientare centru-stânga. Cum e de altfel majoritatea oamenilor de pe glob. Este setat astfel încât să nu răspundă situațiilor de punere într-o anumită lumină nefavorabilă a populațiilor marginale, indiferent care sunt rațiunile marginalității luate în considerare.
Cu alte cuvinte, discutăm despre niște răspunsuri mediocre la niște probleme pe care noi ni le dorim a fi deștepte. Dacă ne mulțumim cu mediocritatea, atunci considerăm că inteligența artificială ar putea să fie o problemă. Eu cred că nu e. Mă gândeam că poate să fie o problemă dacă avem de-a face cu mediocritatea o perioadă lungă de timp și ne obișnuim cu ea. Da. Din păcate așa este, da. Așadar, în atenția celor care au în perioada următoare lucrări de licență, teze, orice fel de comentarii literare, dacă vreți 10, nu faceți cu inteligența artificială, da? Pentru că vin niște comentarii mediocre, așa cum ați spus și dumneavoastră. Aș mai fi avut 1000 de întrebări, pentru că subiectul acesta este un subiect tare drag mie, dar vreau să închem cu o provocare. Prima carte pe care vă vine în minte și care oarecum vă vine în minte din copilărie. Eu pot să încep Vrăjitorul din Oz și Flamursul Polar. Călin Grâia, Pânzele Mamei. Frumos. Nico? M-aș gândi la Jules Verne. Atunci cred că m-am și îndrăgostit prima oară. Jules Verne, o anumită carte sau tot ce a scris Cam Jules Verne? Tot ce a scris Jules Verne. Așa eram și eu cu Mark Twain, mie îmi plăcea foarte mult Mark Twain, citeam tot ce găseam în biblioteca de la mine din oraș, din Onești, despre scris de Mark Twain. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Nico, îți las ultimul cuvânt pentru a ne spune ce se mai întâmplă și la Gaudeamus astăzi. Aș vrea să fac așa o trecere în revistă pe sub tâmpa și să spun că la finalul cursei noastre am primit un premiu, o turtă dulce făcută de voluntari. Așa, deci, da? Pe care scrie: vă iubim, vestea minunată că ne sprijiniți și ajutați prin alergarea de azi se răspândește în lume. E un porumbel cu un pliculeț, cu inimioare multe. Da, m-a bucurat foarte mult că am primit acest dar, l-am luat din zbor. Ca clar, o medalie, ca am putea spune. Da, este în loc de medalie, dar e o declarație de dragoste pe care am primit-o cu toată inima și așa, cu inima plină, vom merge astăzi la ora 5 la conferința pe care domnul profesor universitar, doctor, președintele Uniunii Scriitorilor din România, filiala Brașov, Adrian Lesenciuc, prezent aici de față, alergător de seamă, o va susține în cadrul Gaudeamus Radio România de la ora 5. Poate ne spune dânsul mai mult. Vom vorbi despre literatura Brașovului, literatura actuală a Brașovului, după care vom avea o dezbatere împreună cu grupul, cu asociația Epitet, alături de prieteni ai cărții, în care mă refer aici la Rodica Bretin, Anca Iancheș, Laurențiu Ciprian, Tudor Eugen Gomboș, cu care vom dezbate pe marginea felului în care cartea este promovată și lansată. Foarte frumos, foarte frumos subiect și foarte frumoase evenimente la Gaudeamus Radio România. Îi felicităm și noi pe colegii de la Gaudeamus Radio România, care și anul acesta au încercat să aducă cât mai mult în fața brașovenilor tot ceea ce este mai frumos. Mulțumesc mult pentru prezență, felicitări pentru participarea în competiție. Mulțumim și noi pentru invitație, succes în tot ce faceți. Dragi prieteni, astăzi s-a vorbit mult la Weekend împreună, așa că vă las în compania muzicii până la fix, când vine colega mea Mihaela Chirac cu cele mai importante informații ale orei. Eu sunt Bianca Bucă, vă doresc o după-amiază minunată!